În pofida faptului că Alin și Adelina au și momentele lor bune, starea lor de spirit e alterată de ultimele tensiuni și gelozii. Tu înțelegi că ne facem rău cu discuțiile astea mereu? Nu că ne facem. Și atunci, ce ai de gând? Când sunt în casa băieților, sunt liniștit. Da. Când se deschid ușile, haide mă, las-o mai încet. Dacă erai fată deșteaptă, ziceai că nu te place mama. Cât am fi fost cu ușile deschise, am fi fost lângă ea acolo să vorbim cu ea, să glumim, să facem... Nu o să schimbe cu nimic. De ce nu o să schimbe cu nimic? Cred că știu. Dacă erai foarte deșteaptă. Am încercat de atâtea ori să mă apropie, am încercat. Sfaturile sau mai degrabă reproșurile nu i-au adus Adelinei soluții. Însă doamna Daniela pândea un moment propice pentru alte întrebări. Sunt și eu pentru tine, nu mai mă bași pe mine deloc în seamă. Ba da, mă, chiar... Unde mă bași? Chiar deloc, măi, sunt neutră aici. Chiar îi ziceam la Adelina, dacă era fată deșteaptă, veneam și mai stăteam și noi de vorbă. Vii de la distanță, mă saluzi, nu mă bași pe mine în seamă, cum? Păi dacă am avut în ultimele zile, măi, discuții. Nu mai ascult și tu de măta deloc, adică da, să mă mică, la, cum să. Te aștept să vii să vorbim și noi. Păi și nu între mamă noi. Și fiu, unde? Nu vorbim noi. Ce te nemulțumește? De o să câi mereu pe ea. I-am zis să potulească cu supărările și cu gelozia, nu? Păi asta i-am zis și eu. Nu vrei și tu sfaturi de la mine? Văd și eu la televizor că sunt discuții, certuri una alta. Și ce decizii? Le iau ca pe niște sfaturi doar. Păi și? Am căzut de acord să nu mai există discuții, să vedem. Dacă nu și nu, i-am zis că dacă tot continuăm cu certuri, discuții în fiecare zi, în fiecare zi, înseamnă că nu suntem compatibili unul cu altul și mergem mai departe, să fim amândoi fericiți. Păi degeaba o face aici afară, își ia din nou caracterul. Stai să vedem. Pentru că dacă e așa învățat, așa va fi. Păi sper să nu fie așa învățată, și sper să fie afară. Doar de moment. Păi nu se schimbă omul așa. După sper zi să fie de moment. Sfaturile sunt ale tale, dar deciziile sunt ale mele. Ei, hai, n-am văzut numai eu. Alin și doamna Daniela nu reușeau să aibă un dialog tihnit, iar Adelina își aștepta cu minte rândul la alte păreri expuse, de data asta fără menajamente. Fii atent cum e mama, dacă ea mă vede pe mine că nu sunt bine, încearcă cumva să mă protejeze, nu? A, făcându-mă pe mine să mă simt ca ultimul om, nu? Că eu n-am suflet, eu n-am mamă, eu n-am dureri, eu n-am nimic, așa ne protejăm, nu? Făcându-l pe celălalt să simtă ca un gunoi de fiecare dată. Și cum să mă protejeze altfel? Nu știu. Care e motivul pentru care plânge? Pentru că în curând o să fiu eliminată, pentru că o să te pierd, pentru că niciodată n-am parte de ceea ce-mi doresc, parcă zic că sunt blestemată și încerc să fac până cu patru să fie ok și nu e niciodată și sunt luată în lume de rău, că chiar nu sunt un om rău și chiar n-am făcut rău nimeni niciodată. Nu știu un om rău, doar că în ultimele zile are ieșit faptul că ai fi un om rău, pentru că au existat mereu clinciuri, discuții pe motive nejustificate. Dacă ți-aduce aminte, pot să spun? Vă rog. Dacă ți-aduce aminte, te-am protejat la început foarte mult. Chiar și Alexandra, fata mea de la susținător, te-a ținut așa. Știu. S-a certat și cu doamna Ioana pentru tine, ca să te susțină. Știu asta. Dar de când am auzit că Alin o să plece de aici la nebuni, nu numai eu, și el a văzut că plânge, Alexandra a coborât, nu mai te ridică. S-a certat cu doamna Ioana. Doamna Ioana e aici, că ți-a luat apărarea. Și nu poți să spui că nu te-am protejat. Te-am protejat chiar foarte mult. Nu am spus niciodată. Am poze asta. Când te mângâiam și spuneam multe alte chestii. Dar deci nu poți să spui că nu te-am protejat. Nu am contestat niciodată lucrul ăsta. Iar Alin material. Că nu te-am protejat. Nu am spus niciodată că nu m-ați protejat. A spus că nu așa protejezi alți oameni. Alin spunea că încercați să-l protejați pe el, convârtându-vă așa cu mine. Păi, normal, fiecare și apără puiul, nu? Și pe tine te apără mama ta. Da, dar nu... Deci... Comportându-vă... Și cred că Alexandra, doamna Ioana, e aici. Cu cât v-ați certa cu Alexandra pentru Adelina? Dar știu și apreciez și pe ea și pe dumneavoastră și pe toată lumea. Deci, ceea ce a spus Alin cu plecatul la nebune a fost mai mult în glumă. Același lucru l-am spus și eu. Pentru că toți te-a susținut de afară, familia mea. Dar nu mea. Contest asta și pe Alin și îl susțin ai mei. Și de când am văzut pe Alin plângând, pentru că eu niciodată de când am plecat eu acum 12 ani, avea 12 ani el, atunci a plâns. Deci el n-a plâns niciodată în fața mea sau în fața la lume.
Deci sora lui a început să nu mai te placă. Înțeleg asta și îmi pare rău. Nu o condamn. Dacă s-a vrut să se înțeleagă și intențiile mele și ce am și eu pe suflet, am înțeles. Și multe altele. Dacă nu și eu am plâns la rândul meu. Nu sunt o persoană geloasă, am spus-o de atâtea ori, că am explicat fiecare gest al meu în parte, fiecare reacția mea și așa mai departe. Și eu am plâns foarte mult și la mine nu, de sufletul meu nu s-a gândit nimeni. Că plâng și că mă consum și așa. În orice caz, doamna Simona, am stabilit de comun acord că o să încetăm cu toate discuțiile și o să încercăm, cel puțin eu, să mă schimb și să nu mă mai agit, să nu mă mai supăr din orice motiv. Asta e bine, doar că... Și seara trecută chiar a fost o seară foarte faină. Înțelegi că nu e o chestie pe care să o pot ține în tine. Știu că asta. Dacă firea ta e așa, degeaba te abții o zi, două, trei. Firea mea nu este așa, pur și simplu v-am spus că m-am simțit foarte aiurea în ultimul timp, nu am fost în apele mele chiar deloc. Cred că cu toții avem momente din astea, cu toții greșim și nu cred că ar trebui să fim blamați pentru asta. Sunt perioade și perioade. Am perioade vezi? Când mă simt rău, perioade când mă simt bine. De crizele noastre, ne uităm unul la altul și ne combine. Mă, câtă treabă aveți și voi, serios. Nu este firea mea de zi cu zi. Cei de acasă care mă cunosc, familia, prietenii mei, știu foarte bine cum sunt și pot confirma și ei că sunt o persoană foarte veselă și foarte ok. În continuare vedem ce va fi, Adelina, și cum va fi. Exact, așteptăm faptele, că vorbele, na. Exact. Prin vorbe putem să spunem multe.